Spre deosebire de cele două coaliții politice precedente din Republica Moldova, alianța actuală nu dispune de majoritate parlamentară, 50 plus 1 voturi, fiind una minoritară, dat fiind lipsa celui de-al treilea partid pro-european, Partidul Liberal, în componența sa. Coaliția este constituită doar din două partide, Partidul Liberal Democrat cu 23 de mandate în Parlament și Partidul Democrat cu 19 mandate, având un total de 42 de mandate din 51 necesare. În general, oamenii din Nisporeni sunt nemulțumiți de faptul că alianța s-a format fără PL. A fost constituită o alianță între PD și PLDM, fără PL. Cum comentați această alianță? Nu ne place. Trebuia să fie și PL. De ce? Să facă cu alianța și să voteze pentru ceea ce am optat. Și una și alta numai pentru buzunarele lor, pentru popor nu s-au gândit. Și asta cred că eu înțeles destul de bine, că e ultima șansă lor ca să mai existe în domeniul politicii. Cred că dacă nu ar să niște pasul să fac ceva pentru popor, cred că ori să ridici poporul împotriva lor ca cum au ridicat la ucraineni, dar n-ar și dorit lucrul ăsta. Să cred că nu-i normală. Nu-i normală, numai două partide, ei n-au majoritatea voturilor. Nu poate să reziste, așa după părerea mea. E zero. Nu e normal. Alianța trebuie, a fost vorba și din partidul pro-europeni, dintre aceia trebuie și să... Razul s-a dat șansa de a îndrepta ceva, trebuie să mergă înainte tot așa. Pentru a lege conducerea țării, să spunem, prim-ministru și toate ministerile, ministru și așa mai departe. Cum priviți acest acord de constituire a noii alianțe? Nu știu dacă ori se poate hotărâ ceva pentru țară, pentru oameni. Sperăm, dar nu cred. Nu văd nică bun din ce și cum nu a făcut până am unic pentru popor, nu, nici de amă nu o să facă nică. Cum? Am părțit între dânsi tot și gata. Foarte șobredei. E imprevizibil, aș spune. Dar de Doamne să fie bine. Mai sperați în continuare la un viitor european al țării noastre? Sperăm. Nu știm cum o să fie. Cred că cu așa oameni la politică nu cred că să ajungem. Eu cred. Cred, numai trebuie să lucreze parlamentarii noștri. Vag. Adică puțin. E greu de spus, dar sperăm totuși. Speranța moare ultima, cum spune. În ziua semnării acordului de creare a coaliției, cu voturile Partidului Democrat, a Partidului Liberal Democrat și a Partidului Comuniștilor, președinte al Parlamentului a fost ales Adrian Candu, înaintat de PD, iar vicepreședinții ai legislativului au fost aleși Liliana Palehovici de la PLDM și Vladimir Vitiuc de la PCRM. Gestul a fost criticat de unii oficiali europeni, în special de președintele Alianței Liberalilor și Democraților pentru Partidul European.